Campania Fără Bariere ajunge și în județul Hunedoara, eveniment cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, inițiativă care își propune să spargă barierele tăcerii și să aducă la lumină tot adevărul despre droguri. Vineri 26 aprilie, începând cu ora 14, caravana se va afla la Sala Sporturilor din Deva. Campania Fără Bariere își propune să ne aducă pe fiecare față în față cu foștii consumatori de droguri, cu specialiști din domeniu și împreună să clădim o familie în care să discutăm sincer tot adevărul despre droguri, violență și bullying și să combatem aceste fenomene, spune Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Scopul caravanei este acela de a aduce mesajul campaniei direct la publicul țintă și de a stimula dialogul și conștientizarea pericolelor la care tinerii se expun, pentru că informația corectă și sprijinul pot fi cei mai puternici aliați în această bătălie. Caravana Fără Bariere, tot adevărul despre droguri, a intrat pe ultima 100 de metri. Vă invităm vineri 26 aprilie în județul Hunedoara, Deva, la Sala Sporturilor, la ora 2, ca să discutăm tot adevărul despre droguri. Așa că vă așteptăm în număr cât mai mare la un eveniment organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în colaborare cu grupul de lucru decis de CSAT. Vino ca să afli și tu tot adevărul despre droguri.